că nu poate vorbi cu altcineva. N-a spus că nu vrea, nu poate. Nu poate. Deci sunt niveluri de conștiință și de comunicare. Tot ceea ce vedem noi că există în jur, asta de la fizica lui Niels Bohr, de la mijlocul secolului 20, s-a constatat că, de fapt, lumea noastră este doar o fărâmă de nisip într-o mare aruncată de univers subcuantic și care e de puterea de 10 la 40 mai mare decât ce vedem noi. Adică gândiți-vă la puterea 10 mulțit cu 40 de zerouri, cât e de mare lumea nevăzută. Și vreau să spun că oamenii atunci când traduc această informație cosmică pe care noi o numim antic logos, rațiune, sens, noi ni se spune că sensul ăsta, rațiunea asta tuturor lucrurilor, e de fapt chiar Dumnezeu. Și această rațiune a venit să vorbească pe înțelesul nostru și ne spune în felul următor, oamenii până când ajung la a-și împropria informația lui Dumnezeu și a fi în acord cu tot ceea ce este în jur, trec prin mai multe etape. E foarte interesant că undeva în cultura orientală se vorbește despre un anumit nivel al comunicării cu această informație care se numește Vaikra, ceea ce noi numim popular văicăreală. E un anumit nivel la care nu poți efectiv să mai vorbești cu celălalt, adică e nivelul la care tu, dacă vorbești cu celălalt, te tulbură pe tine prea mult și atunci este pedagogic pentru tine și medical vorbind să nu vorbești cu cei care te tulbură. Dar e o etapă și când te întărești suficient, poți să te duci să-i iei și în brațe. Da, felicitări pentru emisiune, Claudiu Răducu, un doctor al sufletelor, prin cuvântul domnului. Iată, ne dă nădejde și mai ales ne învață faptele bune prin care să ne apropiem de Dumnezeu. Lacrimile sufletului meu le pun în versuri și prin poezie simt că îmi eliberez durerea. Doamna Maria Popa, încă un telefon avem. Bună ziua! Ar fi mai multe emisiuni de genul acesta. Sigur că lumea ar înțelege de unde vine suferința, cum și-a rezolvat problemele, dar, din păcate, mijloacele de informare alocă mai mult timp altor teme și de aici multă lume din neștiință, din necunoaștere, nu poate să-și rezolve problemele care le are. În primul rând, noi nu înțelegem sensul vieții, nu știm de ce suntem pe aici, de unde venim, încotro mergem. Înainte de 90, astfel de emisiuni nu existau, din câte știu eu. Fiecare citea ce apuca. Slujbele religioase erau cum erau duminica. Și de aici cred eu că toată starea asta de confuzie și de rută, nu numai în România, toată lumea. Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Mulțumim! Sănătate multă! De aceea se numesc surse de informare, că nu sunt surse de formare. Foarte încercăm pe aici, pe acolo, dacă putem. Încă un telefon în așteptare, chiar pe ultima sută de metri. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! De Roana! Și până Dumnezeu să vedea tot ce dorit dumneavoastră și atunci care și care sunt optimiști în viață. Vă mulțumim mult pentru emisiunea frumoasă care faceți. Dumneavoastră l-ați mai adus pe domnul părinte Răducu și a fost foarte educativă și foarte bună. Mulțumim. Noi trebuie să fim buni, trebuie să fim toleranți, noi nu suntem singuri niciodată. Da, mulțumim tare, tare, tare mult pentru... Bunul Dumnezeu pentru... ne ajută și să nu fim răi, să nu fim răi. Mulțumim. Și viața e așa cum e. Mulțumim tare, tare mult. Mulțumim. Și vă mulțumesc mult pentru... Și mulțumesc, mai duceți din când în când pe domnul părinte. Așa o să fac, mulțumesc tare mult. Da, sănătate. Foarte puțin mai avem. Câte un psiholog ca domnul Răducu în fiecare școală ar fi ca o călăuză, o alinare pentru copiii rătăciți, în principal din lipsa atenției părinților. Păcat că nu e înregistrată această ediție cu preotul Claudiu Răducu pentru a putea
a putea fi recomandată și unor apropiați care au ratat-o. Are invitatul înregistrări similare? Da, țin să menționez că nu sunt preot deocamdată, deși am făcut școala preoțească, am și examen de preoție luat, dar m-am profilat pe emisiuni radio și la Radio Timișoara, la Radio Reșița, la Dobrogea, la mai multe, așa, și vom vedea ce rezervă viitorul. Domnul Alin Ștefan ne spune, Dumnezeu este cu noi în totdeauna. Îl salut pe teologul Răducul și rog să ne explice cât de mare este pericolul care dă naștere multor boli, care duce la dispariția acestor oameni repede de lângă noi și cum oamenii să îl ocolească prin a face numai bine. Vă mulțumesc. Chinul conștiinței, despre asta este vorba. Poate abordăm subiectul ăsta într-o altă ediție. Acum nu mai avem timp. Nici nu mai avem timp și cred că este un subiect care merită a fi abordat. Să salvăm mesajele și să... Cu siguranță știu exact ce ne-au scris ascultătorii noștri. Ar mai fi și alte mesaje. Din nefericire nu mai avem timp. Știu că de supărat este domnul Șiclovan, care a trecut printr-o durere și nu poate ierta pe cel care a produs un accident în care a murit mămica sa și el a rămas cu sechele. Dar vorba începutul emisiunii, sfârșitul nu e aici, oricum se va întâlni și cu soția și copii. Adică noi credem în învierea morților și credem că ne sunt subiecte foarte delicate și întotdeauna trebuie să ne păstrăm echilibru. Eu mulțumesc că ai răspuns provocării de astăzi. Mulțumesc tuturor ascultătorilor, colegilor mei dragi. Mâine, după știrile ore 11, ne reîntâlnim.